Nici nu a ieșit bine de după gratii că s-a apucat din nou de furat. Un tânăr de 22 de ani este cercetat penal, suspectat că ar fi spart un automobil, iar pe altul l-a răpit. Primul caz a fost înregistrat în data de 30 iulie după ce la poliție a apelat proprietarul unui automobil, un bărbat de 65 de ani. Acesta a comunicat că și-a parcat mașina în valoare de 45.000 de lei pe bulevardul Cuza Vodă din sectorul botanica, iar a doua zi când s-a întors nu mai era acolo. După un șir de căutări, automobilul a fost depistat, abandonat pe șoseaua muncești. Ulterior, polițiștii au mai constatat că făptașul a accidentat și un alt automobil. A doua infracțiune a fost comisă de suspect în data de 8 august. De această dată, conform informației de la poliție, tânărul ar fi pătruns prin culegere de chei într-un automobil parcat pe bulevardul Traian. De acolo, individul a sustras un plic cu 4500 de lei. După un șir de cercetări, bănuitul a fost identificat și reținut. La audiere acesta și-ar fi recunoscut vina. Este de menționat că tânărul a fost anterior judecat pentru infracțiuni similare, iar recent a ieșit din pușcărie. Pentru infracțiunile comise, legea prevede pedapsă cu amendă în sumă de până la 67.500 de, de lei sau 3 ani de detenție.